Aleșii brăileni au aprobat în ședința de Consiliu Local o rectificare bugetară de 3 milioane de lei finanțată de la nivel central. Potrivit declarației primarului municipiului Brăila, Aurel Simionescu, această modificare va face posibilă plata salariilor tuturor profesorilor brăileni. Pe de altă parte, consilierii au mai hotărât că elevii olimpici din județ vor fi premiați pentru performanțele deosebite. Rectificarea bugetară a însemnat o adăugare de bani, pe de o parte din sumele pe care noi le primim de la nivel național, este vorba de salariile pentru cadrele didactice, pe de altă parte din sumele pe care noi le avem din colecta pe care o facem la nivel local, la nivel municipal, și a mai fost o discuție despre un anumit tip de rectificare, în sensul că o sumă de bani din rezerva bugetară s-a dus către școli, în sensul că noi, împreună cu Consiliul Județean, dorim ca în finalul lunii decembrie, așa cum am făcut și anul trecut, să facem o premiere a elevilor olimpici, câștigători la olimpiadele naționale și chiar internaționale, pentru că avem și astfel de copii, și a cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia. Municipalitatea urmează să primească listele cu elevii și profesorii care au obținut rezultate deosebite pentru a-i putea premia.